Salut națiune și urez bine ai venit la un clip și a venit momentul să vorbim iarăși despre una dintre casele mele preferate și anume Sense Story vorbim însă de data aceasta despre originalul acestei case despre parfumul care a pornit nebunia referitoare la această casă care oricum este foarte puțin cunoscută și desconsiderată de cele mai multe ori tocmai pentru că este o casă de nișă care practică niște prețuri abject de mici de nesimțite deși calitatea produselor este una foarte, foarte bună. Astăzi vorbim despre Sensory 24 Gold, un parfum care a apărut în 2010, creația lui Jordi Fernandez, un parfum care Bă, a strânit o întreagă nebunie în mediul online, țin minte și acum, cum absolut toată lumea era hiper extra, mega fascinată de parfumul ăsta, era mega entuziasmată, figura în absolut toate clipurile cu cele mai bune parfumuri pentru sezonul rece, cu cele mai bune parfumuri pentru uh, iarnă, cu cele mai bune parfumuri orientale, cu cele mai bune temirce. În fine, foarte mulți ani, și iată, suntem în 2020, deci au trecut 10 ani de la momentul apariției sale, după 10 ani l-am cumpărat și eu. Pur și simplu am cedat ispitei, tentații de a-l avea, de a-l deține și de a mă convinge eu singur că nu am ratat ceva cu adevărat important. Asta în condițiile în care, în acești ani, eu am deținut foarte multe produse de la această casă, produse la care le-am făcut și recenzia pe canal de altfel, însă preferatul meu dintre toate cele pe care le-am deținut rămâne 24 Platinum Elixir. Pur și simplu parfumul ăla are ceva care pe mine mă înnebunește. Însă, astăzi vorbim despre 24 gold, creația originală. Hai să vorbim despre ambalaj, pentru că am văzut în 15.000 de clipuri cum toată lumea era super extaziată de cutia asta de carton, care arată absolut oribil, sincer să fiu. N-am înțeles și atât de mare șmecherie. Și așa arată sticla. Aurie. 24, concentrație de toalet grijă foarte mare la acest capac de plastic care este de foarte prostă calitate. De foarte prostă calitate. Aseară era să-mi scap sticla pe jos și să o sparg. În fine, prezentarea este ok, este decentă. Nu pot să zic că este lucrătură demnă de o casă de nișă, dar nu pot să zic că este ceva de aruncat. Oricum, nu mă interesează pe mine foarte mult aspectul ăsta. Ce mă interesează este lichidul aflat la interior. Și hai să vorbim despre compoziția acestui lichid. În notă de vârf avem lemn de agăr, Lem de goiac și iasomie, în notele de inimă avem lem de santal, cedru și anason, iar în notele de bază avem vanilie, ambră și lang ilang. Compoziție destul de interesantă, însă, ce o să fac precizarea asta încă de la bun început, tocmai uh, în așa fel încât uh, lumea să știe despre ce este vorba și mai mult decât atât ca să dau peste nas puțin la toți în fundații ăștia în nări, care ani de zile au propovăduit parfumul ăsta ca fiind o bombă pe bază de lemn de agă. Ceea ce este tot în penie. Pentru că lemnul de agă din 24 Gold este quasi-inexistent în compoziție, deși el figurează acolo, însă este quasi-inexistent. Este un lemn de agă atât de subtil și atât de ascuns în cadrul compoziției, încât de-abia îl adulmeci. Și aia se întâmplă preț de câteva minute, în cel mai fericit caz, din întreaga perioadă de purtare pe piele, după care dispare complet. Deci pentru cei care au propovăduit preț de foarte mulți ani că ăsta este un parfum extraordinar, pe bază de agăr, ce să-ți povestesc? Sfatul meu este același. Mergeți mă și desfundați-vă vânările. Elementul central în acest parfum, sau elementele centrale în acest parfum, sunt trei la număr. Unul la mână. Vanilia, 2 la mână lenul de santal și 3 la mână, aș spune anasonul, cel puțin la nivelul pielii mele. Parfumul ăsta este o bombă, și nu exagerez absolut deloc, este o bombă olfactivă, semigurmandă, spre gurmandă, cu un accent foarte puternic pe partea de vanilie, de cremă de vanilie, mai bine zis o vanilie care reușește să reiasă din această compoziție foarte bine făcută. Cremoșenia este dată de lenul de santal. De asemenea, ai și partea aia de anason pe care o reîntâlnești în uh, compoziție, în inima parfumului, dar care pe mine se manifestă încă din deschidere, care vine și contribuie din plin la partea asta de gurmand. De asemenea, ai lemn de guaiac, ai cedru, ai iasomie, ai ilang ilang, ai și note florale, care la un moment dat, prin inima parfumului, se vor face resimțite, dar vor fi acoperite, fără niciun fel de problemă, de vanilia aia cremoasă, care este omniprezentă, din deschidere și până la finalul purtării. Mai puțin, a zice, în partea de baza parfumului, față de deschidere și de inima parfumului, pentru că în baza parfumului, cel puțin pe mine, elementul central este lemnul de santal. Combinația, mai bine zis, dintre lemnul de santal și uh, nota de ambră, care este foarte frumoasă. Foarte, foarte frumoasă combinația asta dintre santal și ambră. Deschiderea parfumului este foarte puternică. Repet, pentru mine, elementul principal în deschidere este dat de acordul dintre nota de asomie și nota de anason cu o ușoară fărâmă, nu exagerată, de ud, de agăr. Ulterior din spate, răsare foarte, foarte puternic, nota de vanilie. O notă de vanilie, nu exagerat de dulce, nu necăcioasă, a spune destul de, hai să spunem, uh, nu mai erisită, seacă, îmi vine să zic. O vanilie destul de seacă în momentul în care răsare, dar foarte rapid răsare lemnul de santal care vine cu partea de cremoșenie și atunci vanilia aia se transformă radical. Desigur, ai lemnul de guaiac, ai lemnul de cedru care vin și asistă toată compoziția asta, asigură baza pe care se cață această vanilie cremoasă. Foarte frumos. Foarte frumos. În partea de deschidere ai așa un ușor sentiment alcoolic. Și nu mă refer sentiment alcoolic dat de alcool care se regăsește în compoziția parfumului, și sentiment alcoolic, oarecum ca și cum ar fi rom, ca și cum ai avea parte de o notă alcoolică prezentă în compoziție. De asemenea, la un moment dat, în tranziția dinspre deschiderea parfumului, dinspre notele de vârf, spre notele de inimă, se sizez o ușoară părâmă ca și cum ar fi șofran prezent, de asemenea, în compoziția acestui parfum. Și în primele dăți, când am purtat acest parfum după achiziționare, am resimțit și eu, cel puțin în faza de deschidere, o tentă destul de pronunțată, fructat, zmeurată, pe care foarte mulți au reclamat-o și o reclamă de altfel și în ziua de astăzi când vine vorba despre acest parfum. În primele dăți, nu știu, cred că în primele două sau trei dăți, până când parfumul s-a acomodat cu compoziția chimică a pielii mele, am resimțit această notă de zmeură. Acum nu o mai resimt, absolut deloc. Acum, anason, iasomie, o fărâmă foarte sensibilă de lemn de agăr, după care vanilie, lemn de santal, ambră și, desigur, celelalte tonuri lemnoase. Dar sunt câteva aspecte care meritau precizate, tocmai pentru a avea o imagine cât mai completă, cât mai clară, legat de modul în care, cel puțin pe mine, se comportă acest 24 Gold de la Sand Story. Hai să vorbim însă și despre performanță, că și asta este un aspect foarte important pentru mine, parfumul ăsta este un pic supraevaluat când vine vorba despre performanță. Adică dacă te uiți la 15.000 de clipuri, o să vezi că foarte mulți cetățeni spun că ăsta este un parfum de tip monstruos. Na, probabil. Pe mine însă nu este un parfum de tip monstruos, dar nu este niciun parfum slab, să ne înțelegem foarte clar. Este un parfum care stă undeva în zona de 14 ore ca și longevitate, cu o proiecție foarte, foarte bună în primele 3 ore, după care am parte de o proiecție de tip moderat, prezent de încă vreo 3 ceasuri și o proiecție de tip slab, tot vreo 3 ceasuri, iar până la sfârșitul purtării, parfumul continuă să-mi transmită adieri. Ceea ce nu este absolut deloc rău. Din punct de vedere însă al versatilității, al scenariilor de purtare, ei bine, parfumul ăsta este un parfum care, din punctul meu de vedere, se pretează cam la orice ținută. Merge purtat cam la orice ținută și la orice tip de eveniment. De asemenea, este un parfum de tip unisex. Îl văd purtat inclusiv de femei, deși el înclină balanța mai mult spre partea masculină și aia datorită prezenței tonurilor lemnoase din el. De asemenea, este un parfum care, zic eu, poate fi purtat iarna, primăvara și toamna. Primăvara și toamna, condiția este, sau condiția esențială, este ca temperaturile să nu sară de 20 de grade. Deci în momentul în care temperaturile încep să crească sau să fie destul de măricele în aceste două timpuri, parfumul s-ar putea să creeze probleme, să devină prea necăcios. De aceea îl recomand pentru temperaturi scăzute, în cel mai fericit caz, temperaturi moderate, sau cel mai nefericit caz ar fi mai bine zis, temperaturi moderate care să nu se de 20 de grade. Infuzia de vanilie este absolut colosală, dar, repet, este absolut delicioasă de asemenea. Este un parfum foarte bine alcătuit, foarte bine făcut, însă nu este un parfum pe lemn de agar, așa cum am spus la începutul acestui clip. Pentru cei care vor să aibă agar cu acest adn atunci există varianta 24 Gold Wood, unde veți resimți agar, dar nu în 24 Goldul clasic. Și ăla este tot în varianta apă de toaletă. Dacă vreți însă ceva în care să resimțiți și agărul din plin, și tonurile lemnoase din plin, dar în care vreți să resimțiți și tonuri fructate din plin, atunci vă recomand, așa cum am spus la început, ceea ce eu consider a fi cel mai bun parfum din, această, din această linie 24 a de la Sensori și anume Elixir Platinum. Ăla este cu adevărat cu totul și cu totul altceva. Un parfum pe care, din păcate, nu știu dacă îl mai găsiți la vânzare prin România, Piul l-am tot văzut, a apărut, a dispărut, a apărut, a dispărut, și de la un timp a cam dispărut complet. Deci nu l-am mai găsit pe nicăieri la, la cumpărare. De asemenea, nici 24 de Platinum, din păcate, nu se mai găsește la cumpărare. Și zic, din păcate, asta în ideea în care Cea... cel pe care îl aveam eu l-am vândut, și acum îmi pare rău, dar na, asta este. Și uh... sincer să spun, eu nu știu dacă 24 Goldud se mai găsește, dar dacă se găsește, puteți să încercați pe ăla în orice caz, pentru mine casa Sand Story este una dintre casele preferate. Îmi plac creațiile lor. Eu am deținut de la ei și 24 Go Dark, 24 The Fragrance, în fine, Platinum Elixir, mai multe. Din păcate este o casă puțin cunoscută în România, o casă ale cărei produse nu se regăsesc la vânzare, deși într-un timp se regăseau, dar pur și simplu au dispărut, efectiv nu le mai regăsești pe nicăieri. Și, din păcate, publicul, zic eu, are de pierdut prin faptul că nu se poate bucura de produsele acestei case. În fine, un parfum foarte bun, din punctul meu de vedere, acest 24 Gold, un parfum foarte bun pentru iubitorii de vanilie, pentru iubitorii de lemn santal, pentru iubitorii de anason, pentru iubitorii de parfumuri gurmande. Dacă vrei parfum oriental pe bază de agăr, atunci te uiți în altă parte. Performanță foarte bună, foarte versatil, foarte flexibil în scenarii de purtare și condiții de ținută. Un parfum care, de data aceasta, merge și pentru consumatorii tineri și pentru consumatorii maturi. Este un parfum care cu siguranță va plăcea consumatorilor tineri, tocmai datorită dulceții pe care o oferă, dar nu este dulceața aia nenorocită, sintetică, este dulceața frumoasă, delicioasă, gurmandă. Deci, acest parfum va fi cu siguranță pe placul, hai să zicem, multor consumatori, indiferent de vârstă. Cam atât de zis despre 24 Gold de la Sen Story. Primește recomandare maximă din partea mea. Ăsta este un parfum pe care trebuie să-l ai în colecție, sincer să fiu. Din păcate, pentru mine mi-a luat atât timp ca să-l dau în colecție, tocmai pentru că hai să zicem, aveam niște idei pre începute, niște idei greșite legate de acest parfum. Mă bucur să văd că m-am înșelat și mă bucur că am luat decizia de a achiziționa. Asta cu siguranță nu o să mai vând. Chiar vreau să-l țin în colecție. Tocmai pentru că nu se mai găsește și nu știu dacă se mai fabrică. Asta este adevărul. De urmare, v-aș îndruma să-l testați undeva dacă nu aveți unde. V-aș îndruma să cumpărați un eșantion dacă aveți de unde. Dacă aveți, faceți-o, testați parfumul pe propria voastră piele, purtați-l, vedeți cum miroase, vedeți cum se comportă. Suntem cetățeni diferiți, drept urmare, comportamentul parfumului poate să fie total diferit față de ceea ce povestesc eu. Și ulterior, pe baza concluziilor proprii, dacă aveți de unde să-l cumpărați, nu aveți decât să o faceți, dacă nu, iarăși bine. Eu vă mulțumesc pentru timpul acordat, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez că întotdeauna toate cele bune. Numai bine!